Cursele stăpânitorului lumii acesteia. Un cuvânt al Sfântului Ignate Briancianinu din cartea Experiențe ascetice. Sub flamura Sfintei Cruci vă duc, fraților, la o priveliște duhovnicească. Să ne fie călăuză marele între bineplăcuții lui Dumnezeu Antonie, pusnicul egiptean. Acesta a văzut oarecând prin lucrarea unei descoperiri dumnezeiești cursele diavolului întinse prin toată lumea, ca să-l vâneze pe om spre pierzare. Văzând mulțimea nenumărată acestor curse, cu plângere l-a întrebat pe Domnul: Doamne, cine oare poate să scape de cursele acestea și să se mântuiască? Mă cufund gânditor în cugetarea asupra curselor diavolului. Ele sunt răspândite în afară și în lăuntru omului. O cursă este unită îndeaproape cu alta. În unele locuri, cursele stau pe câteva rânduri. În altele sunt făcute deschizături largi, dar care duc în lațurile cele mai amarnice, din care izbăvirea apare deja cu neputință. Privind la cursele cele mult meșteșugite, mă tânguiesc cu amar. Fără de voi reiau întrebarea fericitului locuitor al pustiului: Doamne, cine oare se va izbăvi din aceste curse? Pentru mintea mea sunt răspândite curse în felurite cărți care se numesc pe sine Lumină, dar cuprind învățături ale Întunericului, scrise sub înăurirea vădită sau ascunsă a Întunecatului și a tot răului stăpânitor al lumii acesteia, având ca izvor înțelegerea vătămată de căderea în păcat. Într-o minciună omenească, într-o viclenie a meșteșugirilor înșelăciune, cum spunea Apostolul, cărți scrise de scriitori care, fără de minte, se înferbântă de mintea trupului lor. Aproapele meu și în iubirea către el trebuie doar să-mi caut mântuirea. Mi se face cursă care mă vânează spre pierzania mea, atunci când mintea lui este prinsă în cursele învățăturii și cugetării mincinoase și amăgitoare. Mintea mea, la rândul ei, poartă pecetea căderii. Este acoperită cu acoperământ de întuneric, molipsită de otrava minciunii, încând din rai tindea ea, o nesocotință și nebăgare de seamă către dobândirea cunoștinței pierzătoare și ucigătoare. Iar după cădere s-a făcut încă mai nechipzuită, mai cutezătoare, cu îndrăzneală se îmbată din paharul cunoștinței otrăvite și prin aceasta nimicește în sine cu desăvârșire gustul și dorirea de paharul cel dumnezeiesc al cunoștinței mântuitoare. Câte curse pentru inima mea! Văd curse grosolane și curse măestre, pe care să le numesc mai primejdioase, mai cumplite. Nu mă pricep. Vânătorul e iscusit și pe cel ce scapă din cursele grosolane îl prinde în lațurile cele meșteșugite. Sfârșitul vânătorii este unul singur, pierzania.
cursele sunt ascunse în toate felurile, cu o deosebită măestrie. Căderea e ascunsă în toate chipurile biruinței. Dorința de a plăcea oamenilor, fățărnicia, slava deșartă sunt ascunse sub toate chipurile virtuții. Amăgirea, întunecata înșelare, poartă chip duhovnicesc ceresc. Dragostea sufletească, adesea pătimașă, se ascunde sub chipul iubirii sfinte. Desfătarea mincinoasă închipuită se dă drept desfătare duhovnicească. Stăpânitorul lumii acesteia se străduiește prin toate mijloacele să-l țină pe om închis în firea căzută. Și aceasta este de ajuns, fără să fie nevoie de păcate grosolane, pentru a-l face pe om străin de Dumnezeu. Păcatele grosolane sunt înlocuite cu deplină izbândă, precum pe bună dreptate socotește vânătorul, de trufașa părerii de sine a creștinului, care se mulțumește cu virtuțile firii căzute și se dă pe mâna măgirii de sine, înstrăinându-se prin aceasta de Hristos. Curse pentru trup. El însuși ce mai cursă. Cum se folosește de el stăpânitorul lumii acesteia? Prin mijlocirea trupului, plecându-ne înclinărilor și dorințelor sale josnice, ne apropiem de asemănarea cu dobitoacele necuvântătoare. Ce prăpastie! Ce îndepărtare de la dumnezeiască asemănare! Ce cădere! În această prăpastie adâncă, înfricoșată, îndepărtarea de Dumnezeu, îndepărtată de Dumnezeu, ne prăbușim atunci când ne lăsăm în voia grosolanelor desfătări trupești, numite, după greutatea păcătoșeniei lor, căderi. Nici desfătările trupești, mai puțin grosolane, nu sunt însă mai puțin pierzătoare. Din pricina lor este părăsită grija de suflet. Este uitat Dumnezeu, cerul, veșnicia, rostul omului. Stăpânitorul lumii acesteia se străduiește să ne țină într-o neîncetată împrăștiere și întunecare tocmai prin mijlocirea desfătărilor trupești. Prin simțurile trupești, aceste ferestre către suflet, prin care sufletul are legătura cu lumea văzută, el îl adapă neîncetat cu desfătări ale simțurilor și totodată cu păcatul și robia care sunt nedespărțite de aceasta. Acestea, în faimoasele săl de concert pământești, răsună o muzică ce exprimă și stârnește feluritele patim. Aceste patim sunt înfățișate și în teatrele pământești. Aceste patim sunt răscorite prin distracțiile pământești. Omul este adus prin toate mijloacele cu putință la desfătarea cu răul care îl ucide. Îmbătându-se cu aceasta, ei uită binele cel mântuitor al lui Dumnezeu și sângele Dumnezeului om, prin care am fost răscumpărați. Iată o slabă descriere a curselor răspândite de către stăpânitorul lumii acesteia spre vânarea creștinilor. Descrierea e slabă, dar oare nu v-a stârnit, fraților, o groază îndreptățită? Oare în sufletul vostru nu s-a născut întrebarea, cine oare poate să scape din aceste curse? Înfricoșatul tablou încă nu-i terminat. Mâna mea, călăuzită de cuvântul lui Dumnezeu, încă se mai îndeamnă să zugrăvească. Ce glăsuiește cuvântul lui Dumnezeu? El vestește prorocia care se împlinește sub ochii noștri. Prorocia că în vremurile din urmă, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea multora se va răci. Cu
cuvântul cel nemincinos al lui Dumnezeu, mai nestrămutat decât cerul și pământul, ne vestește mulțirea. În aceste vremuri din urmă a curselor diavolești și înmulțirea numărului celor ce pierd în aceste curse. Întocmai, mă uit la lume și văd cursele diavolului s-au mulțit față de vremurile de început ale Bisericii lui Hristos. S-au mulțit peste măsură, s-au mulțit cărțile care cuprind învățături mincinoase. S-au împuținat peste măsură cei ce urmează Sfântului Adevăr. S-a întărit cinstirea față de virtuțile firești pe care le pot avea și iudeii și păgânii. S-a evit cinstirea față de virtuțile de-a dreptul păgânești, potrivnice firii însăși, care le privește ca pe niște rele. S-a împuținat înțelegerea virtuților creștine. Nu mai zic că s-a împuținat. A pierit aproape plinirea lor cu lucrul. A prins aripi viața materială. Piere viața duhovnicească. Desfătările și grijile trupești înghit aproape tot timpul oamenilor. Aceștia nici nu mai au când să-și aducă aminte măcar de Dumnezeu. Și toate acestea devin datorie, devin lege. Și toate acestea devin datorie, devin lege. Din pricina mulțirii fără de legii, dragostea multora se va răci. Și acelora care ar fi rămas în iubirea de Dumnezeu, dacă răul nu ar fi fost atât de obștesc, dacă lațurile diavolului nu s-ar fi mulțit atât de amarnic. Îndreptățită era întristarea fericitului Antonie. Cu cât mai îndreptățită este întristarea creștinului din vremea de azi, înaintea priveliștii curselor diavolești. Întemeiată este și înlăcrimată întrebare. Doamne, cine oare dintre oameni poate să scape de aceste curse și să se mântuiască? La întrebarea preacuviosului pusnic a venit de la Domnul răspunsul. Smerita cugetare trece de aceste curse, iar ele nu pot nici măcar a se atinge de ea. Dumnezeiesc răspuns, cum înlătură din inimă orice îndoială, arătând în puține cuvinte un mijloc de nădejde pentru a birui asupra potrivnicului nostru, mijloc de destrămare și nimicirea meșteșugitelor sale lațuri, împletite cu ajutorul îndelungilor ani de luptă, cu omul și a unei nemăsurate răutăți. Să ne îngrădim mintea prin smerenie, fără a-i îngădui să tindă în chip nesocotit și cutezător către dobândirea cunoștințelor, oricât ne-ar ațăța curiozitatea, noutatea și păruta lor însemnătate. Să o păzim de ispita învățăturilor mincinoase, ascunse sub numele și înfățișarea învățăturii creștine. Să o smerim într-o ascultare a față de biserică, smerind orice cugetare care se ridică împotriva minții lui Hristos, împotriva minții bisericii. La început, chinuitoare este pentru minte calea cea strâmtă a ascultării față de biserică. Ea însă duce la lărgimea și libertatea înțelegerii duhovnicești, înaintea căreia pierd toate părutele nepotriviri pe care le află înțelegerea trupească și sufletească în supunerea fără abatere față de biserică. Să nu-i îngădui minții a citi despre lucrurile duhovnicești altceva decât ceea ce este cuprins în cărțile scriitorilor adevărate biserici. Cărți despre care biserica însăși a dat mărturie
că ele sunt organe ale Sfântului Duh. Cel ce citește pe Sfinții Scriitori se împărtășește nemijlocit de Sfântul Duh, care locuiește în ei și grăiește prin ei. Cel ce citește scriitori eretici, chiar dacă ar fi ele împodobite și cu numele de sfinte, de către adunătura lor eretică, se împărtășește de Duhul cel viclean al înșelării, din pricina neascultării față de biserică, al cărui miez este trufia. El cade în cursele stăpânitorului lumii acestea. Ce să facem cu inima? S-o altoim la acest măslin sălbatic, un ram de măslinul cel roditor. Să o întipărim cu însușirile lui Hristos. Să o deprindem cu smerinie evanghelică. Să o silim să primească voia Evangheliei. Văzând nepotrivirea ei cu Evanghelia, neîncetată ei împotrivire, nesupunerea față de Evanghelie, să vedem în această împotrivire, ca într-o oglindă, căderea noastră. Văzându-ne căderea, să plângem pentru ea înaintea Domnului, a ziditorului și răscumpărătorului nostru, să ne îndurerăm cu întristarea cea mântuitoare, să nu contenim a petrece în această întristare până ce nu vom vedea tămăduirea noastră. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi, lăsând-o vânării vrăjmașului. Dumnezeu este ziditorul nostru și stăpân cu drepturi depline. El poate să rezidească inima noastră și va preface inima ce îi se tânguiește neîncetat cu plâns și rugăciune. O va preface dintr-o inimă iubitoare de păcat într-o inimă iubitoare de Dumnezeu și sfântă. Să ne păzim simțurile trupești, neîngăduind păcatului să intre prin ele în îngrădirea sufletului nostru. Să ne înfrânăm ochiul cel iscoditor și urechea cea iscoditoare. Să punem zăbală strânsă asupra celui mic mădular al trupului, care este în stare să dea naștere unor mari cutremure asupra limbii noastre. Să potolim năzuințele dobitocești ale trupului prin înfrânare, priveghere, osteneli, deasă aducere aminte de moarte. Prin rugăciunea statornică într-o luare aminte, cine statornice sunt desfătările trupești, cu ce miasmă se sfârșesc. Dimpotrivă, trupul, îngrădit prin înfrânare și păzirea simțurilor, spălat prin lacrimile pocăinței, sfințit prin deasa rugăciune, se zidește în chip tainic ca biserica Sfântului Duh, care face nelucrătoare toate uneltirile vrăjmașului împotriva omului. Smerita cugetare trece de toate cursele diavolești și acestea nu pot nici măcar a se atinge de ea. Amin. Panagia Parthene Corinthisor